Bine m-a regăsit, prieteni! Mă vedeți așa un pic mai mare pentru că e înghesuit. Pentru prima dată stau într-un living cu bucătărie inclusă undeva la 9 metri pătrați cu o scăriță de asta în care trebuie să, mesc, să mișc bucile longitudinal ca să încap. Vă salutez din Eichhoven, așa e meciul pe la ei. ce îmi place mie, da, că e lemnul vechi, are tot ce trebuie. Bun, dar nu despre asta vreau să urmesc. Poate că duminică o să prezint un tiny house din Olanda. Cum arată un tiny house, că tot auzim de, de ele. Bun, dar m-am gândit o chestie. Veneam aseară de la studio pe la 12, termin emisiune, la 12 jumate, după miezul nopții ajung acasă și mă gândeam pe mașină, știi că dacă nu-i circulație, gândurile flutură și îți fac așa, ca un fel de cearceaf de la pe care îl faci la nuntă să fie alb. Și mă gândeam, bă, cum mă dez pe mine Occident. Oare ce-am învățat -o din Occident? și ce am învățat acasă, știi? ajuns ajuns în Occident, am dus prima dată în Ungaria, cum mergeau toți ardeleni undeva prin 93. Terminase facultatea, am intrat la TVR, hai să mergem să mâncăm o ciorbă de ciuperci în Ungaria. Nu știam că îmi place sau nu-mi place ciorba de ciuperci, dacă când am auzit țară străină, tai -o. Și am mers acolo, am văzut pentru prima dată, mama mea ce înghețat au ăștia. Noi aveam numai, știi, chestiile alea la dozator, ăștia aveau deja fițe grecești, de alea cu ambalaje, struguri. Era o nebunie cu gustul, nu numai cacao vanilie smelură. Știi, așa zise. Dar după aia am apucat să mă duc prin 99 în Occident și mă duc prima dată în Belgia. De unde iei viza? Bă, bă ziceam, viza Schengen, tată, trebuia să iei viza în 99. Toată lumea se înghesuia la Sibiu, trebuia să pui 50 de mărgi la tot felul de șmecheraș sau nu trebuia să le pui, de stăteai de la 3 dimineața, alții mergeau la București. Până la mine vecina, bă, da, noi luăm viză de la Budapesta. Păi și eu să o iau? Păi te duci acolo, dar nu povestești foarte mult în română, te dai din cap, zâmbești, igen, 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 eu, eu regel. Dacă e dimineață, eu pot, dacă e zuă. seara oricum nu e nimeni acolo, deci eu este nu contează. Și m-am zis în Budapesta, am făcut și eu, hai de magnioc. am făcut acolo un pic așa mai așa, 5 minute mi la la viza pentru Belgia, mama mea, ce tare am fost. Mă duc cu avionul pe bani împrumut, evident, și ajung la aeroportul din Bruxelles. La aeroportul din Bruxelles, trotoare de alea rulante, la noi erau numai rulante, undeva la central, la magazin, la Cluj, și muzică de Mozart, în surdină. Era pentru prima dată, da, pentru un sălbăticus din, din, România, când auzea muzică în surdină, că la noi era bunții-bunții, dă să meargă, cutia era tare muzica, cu ta era mai tare cheful. Țar, surdin, trotuarul trotuar rulant. Mă, primul gând, așa cum ați țin minte, nu a fost o chestie, vai ce fain e, sau ce mi-ar plăcea să locuiesc aici. Primul gând a fost așa, cum mergeam pe trotuarele alea rulante pe aeroportul din Bruxelles, primul gând a fost să-mi bag piciorul cât e soare nu o să fie ca ăștia. Și s-a adevărit că nu o să fie, cred că, niciodată ca, ca occidentalii, mai ales ăștia din, din Belgia în sus. Bun, după aia a mers prin Franța. Da, am mers în Franța, delegație. Bine, ultima dată la căruță în Parlamentul European, dar eram și eu pe acolo, mă luau pe mine că ziceau lasă-mă că ăsta e din Est, să vadă și el cum arată, nu știu, apa caldă. Gaura la macaroană, chestii de genul ăsta. Și m-am dus, dar cu fița aia de filolog, băi, tată, băi, am citit tot ce se putea citi, eu știu, eu știu, nu știu, Baudelaire pe de François Vion pe de toate, mai ales alea cu prostii și cu, da, vor sta îmbufnate din țeluși, dar ce, ce n-ar da să le desfete, acea bucată ce în culcușă, dau călugării la fete, François Vion, Romulus Vulpescu, adică, am văzut că cu pe sus. Până am intrat într-o librărie, în librărie în România, așa cum, dacă te duci în cele mai multe librării, te duci, te uiți la cărți, iei o carte, dacă te uiți foarte mult la cărți, vine cineva lângă tine să vadă să nu furi nu fura? Hoțule! banditule, Cititor ce ești tu? Bun. În timp ce acolo era un fel de șezlong, un fel de canapele în care luai cartea, citeai o muzică și mai insultină decât la Bruxelles. Venea o doamnă, și dacă te vedea nehotărât, te întreba într-o franceză de a șoptită, oare ce, căutați filozofie, poezie, etc. Și limba franceză, când e șoptită, are un fel de fonetică aproape sexuală mea, i-ați azi mai mulți bărbați aici, băi, la raionul unde era doamna. Că toți vin aici să-și alimenteze uh, visările. Și da, am uitat, nu erau doamne acolo unde erau librarii, bărbați. Bun. Și atunci am văzut că, de fapt, acolo se citește în Occident, atât că nu se citească în România încă 2500 de ani sau 2050 de ani ca să rămână la Bulevista cu statul centralizat și au ce ceva. Bun. După aia. M-a dus în părțile de sus, dar am mers în Finlanda. În Finlanda cineva și-o făcut milă de mine și-a zis, bă, uite, noi mergem cu lobby trebuie să facem lobby pentru nu știu ce țară, da, vii și tu, ne-a invitat un mare oficial din Finlanda, două zile stăm, nu foarte mult, deci nu vizităm, nu ne dăm mare că am văzut Finlanda, dar vezi, nu te îmbrăca nici cashroll, nu cu saco, nici costume, e oficial, ia ceva de sport eu am crezut, gata, tată, să vezi și mă împrizenesc cu ăsta, nu-l faultez, joc fotbal, clar, că stă numai în poartă și mă prefac că ta în partea alta, ca românul, știi, când vrea să se pună cu cineva, pierde meciul. Sau dacă îi mai și mai îl vinde. De fapt, lobby-ul era acolo, ne-am întâlnit în era un polonez, restul erau numai occidentali. polonezi și cu mine, ce eram așa mai de la est. Și de fapt, lobiu lobby a fost să bem, cam atâta, în două zile, ceva că rusască, și în rest, discuțiile se purtau în timp ce tăiam lemne. Cum avea o cabană de-aia faină din, din Bușteni și acolo stătea cu familia, avea mai mulți copii, avea și o cabană de-aia de oaspeți, cred că de acolo am prins gustul să am și o casă de oaspeți, și am spart lemne. Și acolo, în timp ce spărgeai lemne cu chestii de asta, mai râdeai, mai ziceai o poantă, mai dădeai, bă, dar ce bine tai ăsta lemne, eu filolog îți dai să mă, că m a făcut de din prima, uh acolo am învățat cum se face, mă rog, lobby -ul. vorba vine e lobby da? De fapt, totul se făcea într-un fel de comunitate, nu te apuci și bei și după aia râgâi sarmale și zici, mamă ce m-am distrat eu și m-am făcut să ai cu nu știu cine. În Estul Europei cam asta era uh, paradigma. Și nu numai la noi, să știți că nu am fost noi, ei mai proști. Noi am fost numai sub Ceaușescu. Erau alții sub Honecker, care era la fel, bulgarii nu mai vorbim. Și polonezii erau mai deșteptuți un pic pentru că i-au din 81 uh, Solidarnoscu. Da? Și legva Wałęsa le băgase pe lângă papă, da? Papa Ioan Paul al II-lea a fost, de fapt, uh, Voitia, care a insuflat acolo puterea uh, unei revolte etice împotriva sistemului ăștia, erau mai dezghețați, polonezii. Balticii nici nu se vedeau prin lume atunci. Bun, după am mers în, în Spania. Bă, și în Spania, când am văzut, am mers la Balaguer și îmi povestește uh, o doamnă de acolo, băi, dar păi noi suntem toți aici. Bun, nu numai că suntem toți aici, uh, mă duce la un castel, un palat, de fapt, în centrul Balaguerului, era în restaurare acolo, Vrei să filmezi? Cum vrei? Cum să nu filmezi? Vrei ca le văd. Mă duc, era ținut de o doamnă din Elena, Leana din, Leana zicea ăștia, din Turda, muncitorii, toți din România. Mă, și când am văzut acolo cum se lucrează și mă gândeam, cum un muncitor român și noi eram atunci cu stresul ăla că vine uh, meseriașul acasă și începe pe la, vine pe la 8, începe pe la 9 după ce îi dai cafeaua și stai, faci sluj în fața lui, pe la două deja se clatină cu buci 15 beri și pe la patru ce domnule, o să ți -o fac să ce vrei și zici, doamne, dă să fac o dată să plece și la sfârșit vezi că peretele 3. Acolo lucrau impecabil. Și am întrebat pe ăștia, bă, voi tot așa lucrați și în România? Și zice, nu. Păi, face da ce ne plătește cineva ca în România? Că la noi vine fiecare pulifici, da? Și la început să roagă de noi și după a vorbește urât cu noi. Și atunci, mai, mai bem și noi o bere în plus. Da? Pentru că dacă atâta știi să faci, atâta știu să fac și eu. Bun. Și aici de ce munciți? Pe aici sunt toate condițiile. Găsim toate materiale. Mergem la un, la un -asta, eu zic supermarket, nu era supermarket, era un fel de, cum la noi, nu știu, de demanul, și găsim tot. Și aici nu se zgârșește spaniolul, cum face românul, nu? Da? Sau cum face guru, că și guru făcea la fel. Băi, da să fie ieftin. Să fie ieftin, nu la de la că mai scump. Nu, aici spune, bă, luați cel mai bun. Ce mai bun? Păi e mai mare dragul să lucrezi cu lemnul cel mai bun, gresia cea mai bună, etc., etc., etc. etc. Și am învățat o chestie. Băieți, nu există ieftin. Există numai prost. Da? A, vrei să cumperi scump? De obicei, de la peste medie în sus, începe și peste, me peste media calității. Bun. După aia am mers în Italia. În Italia, ce știam de acolo? o poezii pe de rost, o grămadă, romane, literatură, mai ales că am fost foarte bun prieten și, mă rog, s au depărta lucrurile, tot așa am rămas, tot dacă ne sunăm, tot așa ne, ne îmbrățișăm prin telefon, traducătorul Alberto Moravia, tată, de la Vila del Venerdi, păi eu știam aproape de pe de rost, ta. era o chestie senzațională, Alberto Moravia e un scriitor fără stil, are stilul fără stil, e brutal, da? Adică la el metafora este un fel de curvă ordinară, nu o primește în casă, în romanul lui. Ok? Eu tradus să-și tâmpit la Vila del Venerdi, în loc să zic că vine de vineri de vineri, da, unde se întâlnea doamna cu amantul. Eu scris cum să trăiești cu nevasta nevastă necredincioasă, că era vremea, infractoarei mov, toate porcăriile alea care se scriau după 200 de vot, că și-avea impresia că adevărate. Și m-am în Italia și am văzut o chestie sensațională, Bă, dar voi, cum Dumnezeu, Aici tot e mai ieftin decât la noi. Și am întrebat pe ea și mi a zis, băi, noi produse locale nu prea, nu prea aducem de la sute de kilometri cum aduceți voi. Și la noi ne putem permite. Și azi de dimineață am venit în Olanda, da? În Eindhoven. Bă, oraș cu nasul pe sus. Se numește Philipsburg, de fapt. Știi, aici totul construit pe Philips. Și intru acum să iau niște chestii din magazin și mă uit la unt. Nimă, 3 euro jumate, 3 euro 95, 3 euro 25. 4 euro jumate. Și fac eu calculul ca românul, știi, care repede, repede să vadă cât e euro, cât e leu. Bă, băiatule, bă, dar păi în cele mai ieftine magazine de la noi, îți mai scumpe decât aici. Da, m-am uitat după aia să văd dincolo. Ia să vedem eu mai multe produse, că dacă îți gazetar să mă pus să amușin un pic prețurile, totul este mai ieftin aici decât la noi. Și mi-am dat seama, cu ocazia asta, că, bă, când zice lumea român, vitează zice, nu vitează zice, zice Bogătan. bogăta. Noi avem la bani de îngropă în peștea. Da? Ai văzut vreodată casă la noi cu living cu bucătărie de 9 metri pătrați? Ai văzut un unt cu 14 lei de vreo două luni? Nu, tată, noi nu cumpărăm unde decât de la 20 de în sus. Dacă e o reducere, ai că îl cumpărăm și cu 16 lei, dar ne ține de nas, pentru că ne este și jenă să primim restul înapoi. Zice, doamna, doamna, nu-mi da porcăriile alea, că mă miroase câinele și nu mai vine la mine, nu mai mănâncă de mâna mea dacă îmi dai rest de la 20 de lei la unt. Înțelegi? Asta este problema fundamentală a românului. Nu știe câți bani are în buzunar. Dar știi de ce? Că vine statul și zice, bă, tată, bă, îți dau un salariu de 1100 de euro, să trăiești, domnul stat, mânc cu sufletul. Și când trebuie să primești, 640 în mână. Dar de ce? Păi știi că e pe cartea de muncă. Dar ce e cartea de muncă? E un fel de amantă care ne suge banii? Nu, nu, nu. Cartea de muncă este felul în care tu te raportezi la statul român. Dacă statul român vrea să dea o pensie specială, tu vii cu cartea de muncă și ce? Băi, nu, nu cheltuie, tu. dau eu, dau eu de la mine. Vrea statul român să mai pună niște șpăși la o parte, să mai facă niște manevre, numiri politice? Vii tu cu cartea de muncă, fraiere, nu ia de la, ia de la mine. Eu sunt bogat, mă. Dau pe un 20 de lei, nu ca fraiere ăștia de landez. 14, 15, 12 lei. Vai de capul lor. Vă las, mă duc să mă întind în acel dormitor de 3 metri pătrați, dar vi-l voi arăta, sper, duminică. V-am pupilizat semnificativ. Ia uite! No, dacă mă pun longitudinal, mă duc, mă pot duce. Fii atent aici. De fapt, totul e fain. Știi ce e fain? Asta e veche. O să vă arăt și un lem, vechi, 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 vei, dintr-o corabie, probabil. Cum îmi place mie. Pusii.